Suferința a fost și este pentru multe badanda din Italia motiv de inspirație. Străinătatea, lipsa celor dragi, munca obligatorie efectuată împotriva voințelor le-a determinat să scrie mai mult pentru ele însele. Una din ele este Liubov Gheorghiță din Comrat, de etnie găgăuză, care își iubește țara sa Moldova și ar vrea să se afirme publicând operele scrise în perioada de migrație. Doamna Gheorghiță a avut o copilărie grea, însă ambiția și optimismul nu au împiedicat-o să facă două facultăți. În școală a activat 24 de ani ca profesoară de limbă rusă și șef de studii. Dar perioada de tranziție nu a ocolit-o nici pe ea. Chiar dacă a avut un accident rutier ce i-a cauzat probleme la coloana vertebrală, ea, pentru cei 4 copii, a muncit în Moscova, Turcia, Londra și 10 ani în Italia. Ca orice părinte a reușit să-i pună la cale, cum se spune la moldoveni, deși sunt împrăștiați și ei prin Europa. Deci scriam de mic copil, am terminat universitatea cu mențiuni, scriam poezii, dar nu dădeam importanță. Și o perioadă s-a blocat, pentru că 4 copii a crește, a educa și hectare de pământ, creația asta mi s-a blocat. Și deci am ieșit peste hotare, cum toată lumea, să salvez familia, copiii, să aibă studii, să învețe. Am plecat din țară. Numai că muza nu a părăsit-o pe curajoasa doamnă. A adunat în arhiva personală 3 manuscrise. În unul sunt poezii pentru copii, în altul pentru maturi, în al treilea poeme. Tematica creației este variată. Tema păcii, credinței, carității, dragostei față de părinți, vieții emigranților, dorului de Moldova. Dar dorința mea în suflet totuși să mă întorc în țara mea acolo, că e sara, dorm, mă culc și în pernă plâng, moldovenește plâng în pernă. Lacrimile ies în moldovenește, în alt fel nu ies, că îmi iubesc țara mea, îmi iubesc poporul meu, limba țării iubesc. Și o vorbesc așa cum pot, nici atât că o vorbesc cu o limbă populară, o iubesc și sunt un mare patriot a țării mele. În plină maturitate, doamna Gheorghiță are o energie debordantă care eclipsează pe cea a tinerilor. Много прелести здесь я познала, полюбила народе мирской, но родимый край не забуду, там найду настоящий покой. Греют стены свои по-особому и по-свойску подушка мягка, да и дышится как-то свободнее у родимого очага. Я могу разменять только деньги для решения житейских проблем, а язык и родину детства не смогу променять я ни с чем.